România este una dintre puținele țări din Europa care nu a introdus educația pentru mediu în sistemul de învățământ. În acest context, readucem în discuție faptul că gestionarea deșeurilor în județul Maramureș rămâne o problemă care necesită maximă urgență, atenție și implicare. Cunoaștem faptul că activitatea de depozitare a gunoiului menajer din Baia Mare pe rampa amenajată în satul nou de sus a fost istată în data de 16 iulie 2017, conform HG 349 din 2005. Este imperativă stoparea relocării repetitive și găsirea unor soluții permanente. Gândindu-se la posibile soluții, senatorul Severica Covaciu supune atenției un aspect important pentru noi toți, educația pentru mediu. Competențele formate și dezvoltate în rândul elevilor și profesorilor prin această componentă a educației ar putea constitui un suport important al protejării mediului prin reducerea cantitativă a deșeurilor, consecința reducerii consumului de plastic, Colectare selectivă, respectarea normelor de depozitare a deșeurilor menajere, reciclare creativă artistică și altele. Suntem în acest sens printre puținele țări din Europa care nu au inclusă în sistemul național de învățământ exact componenta educațională ce ar pune bazele unei atitudini pozitive față de mediul în care trăim, cu scopul formării unui comportament corect în raport cu nevoia acută de a-l proteja. Măsurile coercitive ar contribui substanțial la reducerea cantității de gunoi menajer și la gestionarea integrată a acestuia, având ca efect conștientizarea populației, asumarea responsabilităților și consecințelor.